Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade a lovit sudul Turciei și a fost urmat de zeci de replici. Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar și în Liban, Siria și Cipru. Peste 1000 de oameni au murit în Turcia și Siria, iar mii de oameni au fost răniți. Autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în următoarele ore. Președintele Turciei Recep Erdogan a declarat că doar în Turcia 912 oameni au murit și 5383 au fost răniți în urma cutremurului. El a adăugat că nu poate estima cât de mult va crește numărul morților în contextul în care operațiunile de căutare și salvare continuă. Școlile din cele 10 orașe și provincii din Turcia afectate de cutremur vor fi închise timp de o săptămână, a declarat vicepreședintele țării. Bilanțul morților în urma cutremurului devastator care a lovit Turcia luni dimineață ar putea ajunge până la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite. USGS a transmis că există o probabilitate de 47% ca numărul morților să ajungă până la 10.000 de persoane. Estimările USGS provin din analiza datelor bazate pe cutremure istorice din regiune, pe populația expusă la cele mai puternice seisme și pe vulnerabilitatea structurilor din zonele cele mai afectate. Sunt probabile victime mari și pagube extinse, iar dezastrul este probabil la scară largă. Populația din această regiune locuiește în imobile care sunt extrem de vulnerabile la cutremure, deși există și structuri rezistente, a spus USGS în raport. Raportul estimează de asemenea că pierderile economice vor fi probabil între 1 miliard și 10 miliarde de dolari, ceea ce ar putea ajunge până la 2% din PIB-ul Turciei. Imagini apocaliptice au apărut pe rețelele sociale după cutremurul devastator care a lovit luni dimineață Turcia. Clădiri care se prăbușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe străzi, haos generalizat. Seismul a dărâmat clădiri și a produs victime și în Siria și Liban, unde echipele de salvare caută supraviețuitori sub dărâmături. Tremurul devastator a fost urmat de 42 de replici în decurs de 2 ore, a transmis Ministerul pentru gestionarea dezastrelor interne și a situațiilor de urgență din Turcia. Începând cu ora 6:30, s-au înregistrat în total 42 de replici, dintre care cea mai puternică a fost de 6,6 grade pe scara Richter. La ședința de urgență a Comitetului pentru Situații de Urgență, după cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei luni dimineață, s-a decis că România va trimite în zona afectată o echipă cu personal specializat de intervenție în astfel de situații din cadrul IGSU. 10 români, prinși în Turcia, într-o zonă afectată de cutremur, au cerut repatrierea. MAE declară că toți sunt în siguranță. Ambasada României de la Ankara a fost contactată pe telefonul de urgență al misiunii diplomatice de către un grup de studenți Erasmus, cetățeni români, care erau cazați la un hotel dintr-o localitate din Turcia afectată de cutremur, a transmis luni Ministerul Afacerilor Externe. Din grupul de cetățeni români fac parte 9 studenți și un profesor coordonator. Grupul a cerut asistență consulară și sprijin pentru repatriere, relatează Digi24. 4.0